Salut și bine ai revenit la un nou tutorial. Vom vedea astăzi cum putem construi un uh, simplu login layout pentru aplicațiile noastre doar cu linier layout. Da? Linier layout este un tip de, de, layout foarte simplu de folosit și foarte rapid putem construi un layout de genul ăsta în doar câteva minute. Da, și așa cum spuneam, vom folosi linear layout pentru a construi login formul nostru. Avem aici un layout gol cu un, simplu, un singur linear layout gol, da? Vom pune încă un linear layout care va juca rol de wrapper pentru uh, formularul nostru de login. Uh, pe, pe width va fi wrap-content. Uh, actually, actually, nu, să-l facem match-parent și wrap-content pe height. În interiorul acestui linear layout vom pune încă un linear layout, da? care de asemenea va fi uh, match parent wrap content iar în interiorul lui vom pune odată un image view care va fi wrap content momentan, nu avem nicio sursă dar vedeți că nu apare nimic aici și după acest image view vom pune un edit text da, care va juca rol de input uh, match parent, wrap content, de asemenea, Bun. Și observați că deja a apărut aici edit textul nostru. Uh, pentru început o să punem o imagine, dar asta va fi prima dată, să zicem, uh, căsuța de username, în care trecem username sau email sau whatever cu ce ne logăm noi acolo. Uh, va trebui să aducem o imagine, da, pentru a aduce o imagine pentru eticheta noastră ca să știm care este uh, username și care este parola. Mergem aici, click dreapta pe drawable, new, și mergem pe Vector Asset. Da? Aici ne deschide o mică fereastră unde putem să selectăm niște uh, icoane default, da? care sunt, vin uh, cu Android Studio. Dăm un click pe Clip Art, pe Android ăla mic. O să alegem aici Person, da? să se înțeleagă că asta e ID-ul, dar vom alege alb, pentru că vom pune un background și vom vrea ca eticheta noastră să fie, ca icoana noastră să fie albă, da, modificăm și aici să fie mai accurate. White, next, finish. Da, și observați că ne-au adăugat aici icon underscore person underscore white 24dp și este icoana asta. Bun. Pentru a o adăuga la acest mesiu, facem src, tab și facem add drawable și vedeți că o să ne apară person white. Doar că momentan nu se vede pentru că fundalul fiind alb, sau fiind alb, uh, nu se vede. O să punem acum un background pe uh, toată bucata asta, deci tot, tot layout-ul ăsta, da? tot linier layout-ul ăsta, o să aibă un background. Ca să punem un background care să arate cât de cât ok și să nu fie pătrățos în spatele unui linier layout, va trebui să creăm un shape. Da? Mergem click dreapta pe drawable, new, drawable resource file și aici vom selecta shape să zicem shape uh, username, background background, da, ok Și ne-a creat un shape. Shape-ului vom da uh, Îi vom da o culoare de background cu solid Da, asta înseamnă hundred color Și am aici un picker pentru o culoare, nu știu, hai să alegem o culoare de background, să zicem asta e un, uh, un fel de mint da? I-am dat uh, culoarea noastră. Și voi vrea să-i dau niște colțuri rotunjite acestui shape pentru că aceste colțuri rotunjite vor apărea mai departe în uh, formularul meu și va arăta mai drăguț. Bun. Ca să facem asta o să-i dăm corners da? și putem să selectăm pe fiecare colț în parte. În parte bottom left, bottom top left, top right și bottom right. Dar eu o să dau... Uh, pe radius, adică per total Și o să zicem 15 dp da? Observați că shape-ul nostru are Acum colțuri rotunjite Să închidem tag-ul aici Nu mai avem nevoie de, de acest shape Închidem și vom merge aici În linear layout-ul părinte Care uh, găzduiește Acest image și acest, acest text da? Și o să zicem Background At jobo și avem shape username bg. Da, observați că deja uh, o bucată din formul nostru începe să prindă viață. Se vede acum și iconița pentru, pentru username. Uh, o să mergem la edit text și o să-i dăm un background android color transparent. Uh, o să-i dăm acum un height de să zic 30 dp. Cred că e mic, 50 dp. 50 dpi arată mai ok. La fel și image view-ul nostru trebuie să fie gen un 30 dpi. 30 dp. Ok. Tot pare un pic cam micuț, dar uh, o să punem uh, o să punem acum pe, pe layout-ul părinte, da, pe linear layout-ul ăsta. O să punem un gravity pentru a centra aceste două a, observați că textul fiind de dimensiunea maximă a părintelui, e na, centrat deja, dar imaginea asta este în partea de sus. Pentru a o centra pe verticală, da, vom merge la Image View și vom scrie Gravity, ne apare Layout Gravity și vom pune Center Vertical. Da, observați că imaginea s-a pus la jumatea layout-ului. Bun, a, vom pune, vom pune aceste iconițe un... A, de fapt vom pune Layout-ului părinte vom pune un padding, da? Padding-ul este uh, distanțarea pe interior, da? O margine pe interior, practic. Așa cum marginea este pe exterior, adică împinge obiectele de lângă el pe exterior, așa padding-ul este pe interior și va împinge uh, elementele care se află în interior de la margine înspre, înspre interior. Bun. Vom pune un padding de 5 dp, să zicem. Uh. Da, cred că arată ok. Ok. De asemenea, vom pune un margin-start de 15 dp și un margin-end de 15 dp. Pentru a nu mai fi cât layout-ul părinte. Da, să nu mai fie lipit de capete. Chiar cred că merge un pic mai mult. Chiar putem pune chiar, uh, uh, am pus 10. Cred că putem pune chiar 20 dp. 20 dp. Bun. Arată ok. Este ok. Uh, bun. Vom pune un margin și aici. Margin start. Pentru că vrem să punem o distanțare între acest edit text și icoana, Da, să nu fie lipite una de cealaltă. Și vom pune un margin de dp și aici. Ce mai trebuie să facem va trebui să setăm uh, culoarea edit textului să fie pe alb. Da, text color. Uh, Color white pentru că atunci când vom scrie vom putea pune text aici test da vedeți ca această culo această culoare a textului să fie albă ca să l putem vedea dacă bine ar fi mers și pe negru s-ar fi văzut și pe negru dar mi se pare că se potrivește mai bine culoarea alb pe, pe o culoare de fundal alta decât cea nu știu culoare foarte deschise. Bun este ok. Asta este partea de username, da, în care noi completăm username-ul. Vom face același lucru și pentru partea de parolă. Cred că putem să punem edit textului și un margin end. De TNDP, pentru că observați, marginea din, din um, capăt se duce fix până în, până în capătul părintelui da? și este posibil să arate urât dacă scriem un text mai lung și ajunge chiar până în capăt. Așa vom pune un margin-end de alți TNDP ca și la start și va arăta ok. Bun, același lucru vom, vom, uh, vom face și pentru parolă. Voi copia acest layout de aici. Uh, nu mai puțin să copiez și tagul de închidere Ce să le de aici sub. Bun, și observați că în primul rând nu a apărut nimic. Nu a apărut nimic pentru că noi nu am setat pe layout-ul părinte, nu am setat uh, orientarea. orientare. Va trebui să setăm orientation vertical, da? Pentru că așa funcționează uh, linear layout, da? Linear layout nu știe decât orizontal sau vertical. Orizontal sau vertical. Pur și simplu poți buildui ceva de genul un grid cu linear layout. Pentru asta este el făcut pentru simplitate și chestii de făcut rapid. Nu, nu știu chestii cu poziții complicate, cu unghiuri, cu mișcări, cu. Nu, liniile au nu e făcut pentru asta. Bun. Vedeți că a apărut și a doua parte a, a, a formularului de login. O să trebuiască să schimbăm icoana, o să trebuiască să distanțăm și să le centrăm pe toate undeva la mijloc. da? Haideți să adăugăm și noi o altă icoană. Pentru, uh, pentru parolă Cred că dacă vom scrie aici un key Vom găsi un key, da, VPN key, Aia, whatever, nu contează Să-i schimbăm și Denumirea în white pentru că nu e black Finish Și vom pune aici txt -te password Iar Aici vom schimba cu adrobel icon VPN key white da? Cea pe care tocmai am importat. Și iată a apărut cheița aici. Bun. În rest, totul este deja făcut pentru că am preluat layout-ul de la, de la partea de username. Nu mai avem nevoie să stăm să mai adăugăm layout, margin, padding, toate astea. Singura chestie pe care o vom mai adăuga va fi că acest layout va avea un margin top. Da? Deci, layout-ul ăsta este layout-ul părinte pentru partea de password. Și va avea un margin top ca să-l distanțăm de cel de username de, nu știu, 20 dp. Cred că e ok, 20 dp. Cred că aș putea să mai împing, să mai împing un pic la dreapta imaginele astea. Margin start. Uh, nu știu. Un 15 dpi. 15 DP cred că este ok. Arată prea un pic prea margine și cred că, bun, margin start, 15 dpi și aici. Și parcă arată mult mai bine. Bun. Acum, ca să le centrăm la jumătatea ecranului, da, pentru că un formular de login nu va fi așa, Va trebui să mergem în layout-ul root, da? Asta este părintele layout al tuturor layout-urilor de mai jos, da? Ele sunt o formă arborescentă cumva. Și va trebui să trecem aici. Gravity Center Vertical, da? Deci nu layout-gravity. Layout-gravity se folosește când mergi într-un layout, anume așa cum am venit aici în. În image view Și am zis layout gravity center vertical Adică layout-ul ăsta, image view-ul ăsta Îl vreau să fie centrat vertical Gravity este pentru pentru, pentru Copii, da? pentru, ce, pentru elementele Care se află în acel linear layout Nu pentru linear layout în sine Bun, l-am pus la jumătate Ce va trebui acum să facem? Va trebui să adăugăm și un buton Probabil că aici Sub, sub layout-ul de parolă Uh, să dăm aici un enter și o să zicem un button. Și o să zicem wrap content, wrap content. Uh, A, ah, actual, actually trebuie să-l punem și pe asta într-un linear layout, pentru că altfel nu-l nu vom putea alinia la jumătate. da Deci punem un linear layout și aici uh, with match parent, da să fie cât părintele wrap content. Așa, și în el vom pune un buton. <coughs> cu with wrap content și wrap content. Da, o să-i punem textul text uh, login. Da, îl vom centra și pe acesta. De data asta center horizontal, da? Și butonul nostru a ajuns la jumătate. O să punem un mic, uh, un mic margin top de 10 dp, probabil, că okay, e ok. Da, și zic eu că este ok. Haideți să rulăm aplicația pentru prima dată și să vedem cum arată formularul nostru. Da, observați că foarte, foarte, foarte simplu cu linear layout în câteva minute am construit un formular de login, deci foarte, foarte ușor se lucrează cu acest linear layout. De asemenea, are și multe limitări, dar avantajele lui sunt că poți face rapid chestii de genul ăsta fără să stai să te complici cu. iată. Vedeți, arată foarte bine, putem scrie, în mod normal ar fi trebuit ca în momentul în care se deschide tastatura să mutăm layout-ul mai sus, da, ca să, să punem eventual la baza un scroll view ca să putem uh, da scroll în, în sus și în jos în momentul în care apare tastatura. Linear layout din păcate este blocat, dar o să punem aici test at test.com și parola, mă rog, parola se vede, în general pentru câmpurile de parolă vom folosi Mergem aici. Uh, input type. Da? Și vedeți că, vedeți că avem aici number, date, etichet. Etic. Și vom avea number pass, password sau text password sau să zicem text password. Da? Dacă rebuilduim aplicația, vedem că vom pune aici test.com și parola ce vrem noi va apărea cu bulete din astea, nu se, ma, nu se va mai vedea ce am completat. Ce mai putem face ca să arate un pic, dacă nu vrem chiar un design din ăsta de tip flat, putem bineînțeles să customizăm și butonul la fel printr-un linear layout și un, un shape în background. Putem să le dăm un pic de elevation acestor linear layout-uri. Ia să vedem un elevation de 10 dp. Vom vedea imediat ce face acest elevation. Să vedem cum ar arăta. Iată, arată mult mai bine, în sensul de le, le arată un pic ridicate și un pic de umbră în spatele lor, ca și cum ar fi, nu știu, la câțiva centimetri deasupra layout-ului celălalt. Bun, până aici totul ok. Ce mi se pare mie că mai lipsește ar fi aici un label cu login, da, pe care îl vom pune probabil în layout-ul layout părinte al întregului formular. Vom pune aici deasupra un um, text view care va fi wrap content, wrap content, nu contează asta, cu textul login, da? Îl vom pune layout gravity center horizontal, da? L-am centrat orizontal pentru ca să fie la jumătatea layout-ului pe orizontală. Vom modifica mărimea textului text size să fie, nu știu, 50 SP, ceva de genul. Dacă nu știți de ce se folosește, observați că aici am folosit SP pentru text și nu DP ca la toate celelalte elemente. Dacă nu știți de ce se folosește SP, acesta se folosește pentru a putea fi scalabil din setările telefonului. Da? Atunci când setăm ca textul, din, setările, ca textul overall al telefonului să fie mai mare, dacă nu vom folosi spin în aplicația noastră, el va rămâne constant și nu va putea fi scalabil odată cu setările, da? Am un video dedicat pentru asta, o să va, vă las un link în descriere și un uh, label aici sus, ca să puteți să mergeți să-l vizionați. Este destul de interesant. Bun, haideți să-l facem și noi bold, text-style bold, să fie mai ok. Uh, putem să punem un margin-bottom. Margin margin-bottom de 20 DP aș zice. Chiar 30, cred că ar merge destul de ok. Haideți să punem așa. Un, un layout foarte rapid de login, Am făcut doar în câteva minute. Uh, cum spuneam, Linear Layout se lucrează foarte simplu, cu el foarte ușor de folosit, dar are și multe limitări. Cam asta a fost. Dacă ți-a plăcut, dă-mi un like, un share, un subscribe. Și lasă-mi părerile tale în rubrica de comentarii. Până data viitoare, numai bine.